Noutăți importante pentru antreprenori. La Soroca, la incubatorul de afaceri, într-o vizită de lucru a venit directorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care a discutat cu agenții economici din teritoriu. Antreprenorii au aflat noile programe guvernamentale de suport antreprenorial din portofoliul ODIM. Evident, antreprenorii sunt interesați de programele deja existente la ODIM, dar sunt interesați și de programele noi, deoarece acestea vin să țintească mult mai bine problemele pe care le iau la moment, cum ar fi programul, spre exemplu, de retehnologizare și eficiență energetică, care urmează a fi lansat în scurt timp și care vine să reducă facturile lunare la energie electrică pe care le au antreprenorii. Și cu toții știm că factura la energie la moment este o bătaie de cap, care crește costul producțiilor și în final au de suferit și consumatorii casnici. Alte noutăți sunt de ajustările pe care le-am făcut în programele existente, creșterea grantului, creșterea volumului de finanțare pe care îl avem pentru anul 2022, apropo, avem o finanțare fără precedent pentru mediul de afaceri, și schimbarea mecanismului de aplicare la ODIM din apel de grant într-un apel continuu, pentru ca procesul din momentul aplicației și în momentul primirii suportului financiar să fie cât mai scurt. Antreprenorilor le-au fost prezentate oportunitățile de dezvoltare a afacerilor oferite de stat prin mai multe instrumente financiare, inclusiv finanțare nerambursabilă și garanții financiare de stat pentru creditele bancare. Considerăm o întrunire foarte benefică. Antreprenorii au avut posibilitatea să dea întrebări, să primească soluții la problemele cu care se confruntă în dezvoltarea afacerilor. Considerăm în continuare să fie un instrument de legătură Organizația pentru Dezvoltarea și Susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Consiliul Raional, pentru ca să putem dezvolta mediul de afaceri din teritoriu. Astăzi la incubatorul de afaceri avem în vizită pe domnul director interimar a Organizației Dezvoltării Întreprinderilor Mici și Mijlocii, domnul Dumitru Pântea. Dumnealui vine cu setul de programe care vin în suportul antreprenorilor din partea ODIM-ului, totodată și pentru serviciile care le acordă incubatorul de afaceri din Soroca. Și nu numai, deci în toată țara. Este foarte important și vin chiar cu o solicitare și cu o chemare ca antreprenorii din teritoriu să fie mai activi, să vină la incubator, să le acordăm asistența de care au nevoie și să depunem proiectele care vor fi finanțate, fiindcă sunt multe programe interesante cu noi bani pe care vin, pot să dea în suportul antreprenorilor și totodată sper că asta o să fie și în beneficiul antreprenorilor și familiilor lor. Participanții s-au arătat interesați atât de posibilitățile de lansare în lumea afacerilor, cât și de accesul la finanțarea nerambursabilă. Vizita de astăzi este una foarte importantă pentru noi. În primul rând, noi suntem beneficiari unui grant de la ODIM și ne bucură foarte mult că mai apar programe noi de susținere, apar oportunități noi de restartare a afacerii, da? Și observăm că în perspectivă, ca companie nouă înregistrată, avem posibilitatea să accesăm alte surse de finanțare. Este foarte binevenit pentru orașul Soroca, având în vedere că deja am participat la careva programe organizate de ODIM. Sunt foarte multe întrebări, sunt multe propuneri. Vrem să vedem care vor fi politicile pe viitor. La moment gestionez o afacere care are două direcții diferite, comerț și domeniul educațional, un centru de dezvoltare pentru copii. Am fost beneficiar a incubatorului de afaceri, deci de aici am pornit. Inclusiv am aplicat la mai multe programe de granturi, printre care femei în afaceri, parcursul anului 2018-2019, ceea ce m-a ajutat foarte mult să dotez sala și să dotăm sau să digitalizăm activitățile educaționale pentru copii. La moment, în cadrul întâlnirii de astăzi, aș putea spune că m-a interesat foarte mult programul de ecologizare, pentru că, ținând cont de iarna trecută, a fost una grea, cu facturi mari, ceea ce pune la întrebare ce urmează să facem sau cum ne pregătim pentru iarna viitoare. Potrivit directorului ODIM, pentru anul 2022, instituția are o anvelopă financiară de circa jumătate de miliard de lei, bani care vor fi orientați spre susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.